Salut! Mă numesc Radu Strelciuc, sunt elev al clasei 12B și astăzi vă voi prezenta cele mai recente știri din instituțiile Orizont. La data de 2 martie, Consiliul de Elevi al Liceului Teoretic Orizont filiala Durlești a organizat atelierul Mărțișor pentru Pace, unde elevii instituției și-au demonstrat originalitatea și creativitatea prin confecționarea mărțișoarelor. La sfârșitul atelierului, mărțișoarele confecționate au fost afișate pe un panou, care a bucurat ochii elevilor pe întreaga durată a lunii martie. La data de 4 aprilie a avut loc ședința administrației Liceului Teoretic Orizont și a Consiliului Elevilor Orizont, filiala Durlești. În cadrul ședinței s-a totalizat activitatea Consiliului de Elevi în perioada primului semestru și colaborarea dintre elevi și profesori pentru buna desfășurare a activității liceului. Administrația a adus sincere mulțumiri Consiliului de Elevi și le-a urat succese în continuare. Un proiect semnificativ realizat de Consiliul Elevilor împreună cu Clubul de Relații Publice al Liceului Teoretic Orizont este buletinul informativ al Liceului Orizont. Pe canalul de Telegram Orizont Urlești Newsletter sunt postate evenimentele și activitățile organizate în incinta Liceului Orizont. Acest canal are ca scop informarea rapidă și eficientă a elevilor despre activitățile liceului și a permis dezvoltarea unor noi competențe digitale în cadrul spațiului școlar. Pentru a fi la curent cu activitățile organizate în cadrul Liceului Teoretic Orizont, filiala Durlești, abonați-vă pe canalul de Telegram scanând QR-codul sau cu ajutorul linkului de mai jos. Instituțiile private de învățământ Liceul Teoretic Orizont au deosebită plăcere de a activa de 28 de ani. Aici se depune tot efortul pentru instruirea și educația unei generații de succes, iar medaliile obținute la olimpiadele, concursurile naționale și internaționale sunt dovada muncii profesorilor, dar și străduința elevilor în scopul obținerii studiilor de calitate. Astfel, în anul de studii 2021-2022, elevii Liceului Teoretic Orizont, filiala Durlești, au obținut rezultate deosebite la Olimpiada Republicană la următoarele discipline. Limba și literatura română, istoria, geografie, biologie, chimie, fizică, informatică, matematică. La data de 11 aprilie 2022 a avut loc gala premiilor municipale de merit, în cadrul căreia Primăria Municipiului Chișinău, în colaborare cu Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, au acordat premii elevilor care au obținut rezultate excelente la învățătură și performanțe excepționale la competiții municipale, naționale și internaționale. Printre elevii premiați s-au numărat și elevii liceilor Orizont. Pentru a ne povesti mai multe despre experiența de elev olimpic la Orizont, astăzi îl avem alături pe Babuc Constantin, elev în clasa 10A, care a reușit să obțină performanțe înalte în cadrul Olimpiadelor Republicane la tocmai 4 discipline. Salutare, Constantin! Cum te simți? Salutare, Valentina! Mă simt bine! Mă bucur! Constantin, ești un elev excepțional. Ai putea să ne spui și nouă la care discipline ai obținut distincții în cadrul Olimpiadelor Republicane? Deci în acest an am obținut locul 1 la Olimpiada Republicană de Fizică, locul 1 la Olimpiada Republicană de Biologie, locul 2 la Olimpiada Republicană de Matematică și locul 3 la Geografie. Wow, foarte impresionant! Totuși, cum ai reușit să concrezi atâtea obiecte împreună? Eu nu iau obiectele ca fiind conlucrate, ci mă pregătesc la fiecare obiect individual și iau fiecare obiect ca o provocare nouă în care mă descurc cu ajutorul abilităților mele. Totuși, succesul tău este determinat de munca ta proprie sau ai și pe cineva acolo în spate care te ajută? Desigur, este foarte multă muncă proprie, dar și ajutor din partea profesorilor. La geografie, doamna Maria, la matematică, domnul Marșal. Înțeles. Ești elev în clasa 10-a și continui să dai dovadă de o determinare fenomenală în ceea ce faci. Totuși, ce îți motivează perseverența? Mi este interesant să participe la olimpiade. Este o provocare nouă de fiecare dată și mă simt bine atunci când am un rezultat atrăgător. Până acum, care este cea mai importantă distinție pe care ai obținut-o și, desigur, la ce te aștepți în viitor? Deci, până acum, cel mai bun rezultat al meu ar fi medalie de bronz la Olimpiada Internațională de Biologie și medalie de bronz la Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori. Pe viitor, sper la biologie să ajung poate și la argint, aur. De ce nu? Da, sperăm. Cât timp îți ia să te pregătești pentru o olimpiadă? Aș zice că 12-15 ore săptămânal e de ajuns. Wow, de la 12 până la 15 ore pe săptămână pare un lucru destul de mult.
reușești totuși să ai timp liber sau nu chiar? Da, dacă îți distribui bine obiectivele și timpul de lucru, reușești. Am timp liber, fără probleme, poți ies în oraș. Super! Ce mesaj vrei transmite colegilor pentru care cred eu că ai devenit un exemplu academic? Mi-aș îndemna colegii să învețe, să pregătească și ei de ce nu se participă la Olimpiadă, pentru că Republica Moldova și Liceul Orizont are nevoie de elevi buni. Astfel, cu sprijinul dumneavoastră, continuăm să depunem efortul necesar pentru instruirea unei generații erudite, ce va promova valorile naționale și internaționale. O generație care va fi capabilă să contribuie la dezvoltarea țării noastre și a întregii lumi. Cu voi a fost Strelciuc Radu și ne vedem în emisia următoare.